Ediția 10 a festivalului Namaste India, un turneu de muzică clasică și dans clasic indian care a debutat în 3 iulie, este în plină desfășurare la Constanța. În cadrul ediției jubiliare, 8 artiști cunoscuți prezintă spectacole de excepție în orașele incluse pe itinerarul festivalului. Totodată, românii sunt invitați la o incursiune în arta și cultura autentice indiene. Spectatorii au șansa de a descoperi îmbinarea muzicală a două instrumente tradiționale, flautul din bambus și santurul, precum și o prezentare captivantă de dans cu cipuri, unul dintre cele 8 stiluri de dans clasic indian. Avându-și originea în dansurile sacre de templu și bazându-se pe tratatul antic de dramaturgie Natia Shastra, dansul Kuchipudi ilustrează povestiri mitologice cu ajutorul expresiilor faciale și a gesturilor simbolice ale mâinilor. Acest stil de dans se remarcă prin frumusețea costumelor, grația și energia mișcărilor, precum și prin demonstrații de acrobație și de maestrie tehnică, între care interpretarea unor bătăi ritmice cu picioarele așezate pe un platou metalic. Festivalul Namaste este organizat de Centrul Cultural Rabindranath Tagore, cu sprijinul Consiliului Indian pentru Relații Culturale, Ministerului Culturii din India, Ambasadei Indiei la București și al Incredible India, Oficiul pentru Turism din Frankfurt. Turneul de muzică și dans a debutat în 3 iulie la Cluj-Napoca, a mers în 4 iulie la Oradea și în ziua următoare la Iași. Astăzi, constanțenii intră în fascinanta lumea Indiei, iar luni Bucureștiul este gazda festivalului, care se va încheia în 10 iulie la Pitești.